Observ că la anumite uh, elemente sunt uh, două rânduri de prețuri uh, dublate. Practic, de exemplu, avem situația cu faianță în care avem uh, uh, 459 de lei pe metru pătrat uh, și tot faianță 206 lei metru pătrat. Practic, ceea ce am subliniat este să avem o responsabilitate atunci când uh, cheltuim banii. Mai avem de dotat și alte cantine. Noi suntem în discuții să școlim acolo personal cu contract de la Hilton, Marriott și tot ce înseamnă top pe partea de Horeca. Dacă dumneavoastră considerați că este în regulă să punem aceeași faianță în bucătărie, deci în bucătărie pui o faianță că trebuie să ai igienă în baie, în schimb, în baia pentru public, acolo dați-mi voie să consider că trebuie să punem ceva care să arate foarte bine. Repet, noi acolo avem viitorii bucătari, viitorii ospătari, chelneri și așa mai departe, încercăm să-i avem la cel mai înalt nivel, evident la niște costuri rezonabile, să avem o calitate apropiată de ce ne dorim. Adică noi trebuie să creăm condițiile de Marriott și Hilton pe de o parte cu faianța, pe de altă parte avem grupuri sanitare pentru clienți care trebuie să fie la un anumit nivel și grupuri sanitare pentru personal, cred că n-au voie să le folosească pe aceleași. Da, avem faianță pentru vestiarele funcționarilor, vestiarele și dușurile pentru personal. În rest, evident, haideți să vă uitați și analizați cu atenție, este o lucrare pe care o face societatea noastră cu cheltuieli 100% transparent. Adică dumneavoastră o să vedeți cât a dat pe un vas de wc ce tip de vas de wc de unde l-a luat, de ce calitate și așa mai departe. A spus clienți, la ce anume vă referiți că nu mi-e clar? Adică acolo nu e pentru elevi sau de ce clienți? Acolo noi putem organiza evenimente în care elevii noștri să aibă contact real cu clienții. Acolo discutăm fix de chestiunea asta, va fi un restaurant public. Da, asta vreau să evidențiez și eu, adică am fost directorul Școlii Naționale de Turism, am făcut vizite la multe școli din străinătate, știu exact care e nivelul la care trebuie să ridice, doar că pentru ca elevii respectivi să deprindă meseria așa cum trebuie, nu-i de ajuns să stea în săl de clasă sau chiar să lucreze, să facă cursurile respective, chiar și practic, ci trebuie să servească în mod real. Dacă transformăm cantina în restaurant public, atunci se justifică. Dacă ea rămâne la nivelul de cantină, adică așa cum e prevăzut în hotărâre, cel puțin așa am citit eu, nu s-ar fi justificat. Dacă vin acolo niște clienți în mod real și vom transforma cantina într-un restaurant, atunci e cu totul altă discuție. Un cursant, un elev la. Liceul de servicii trebuie să aibă contact cu un client de restaurant, cu un client, știu și eu, în adevăratul sens al cuvântului, încă din școală. Atunci când se duce la locul lui de muncă, acolo unde are contract, el trebuie să fie cu adevărat pregătit. Da, aveți dreptate, figurează cantină, dar ea va funcționa așa cum v-am spus.